Hristos a înviat? Se citește mult entuziasm pe chipurile dumneavoastră, înseamnă că vă bucurați, că ați așteptat acest moment. Așa că vă invit să începem în aceeași notă, ca la Palatul Culturii. Cred că împreună putem cânta un Hristos a înviat de început și se găsește cineva care să ne dea un ton. Te rog! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Preasfințite Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, doamnă inspector școlar general Luciana Antoci, doamnă inspector de religie, în acest caz președinte executiv Denisia Mănoiu, părinte decan, rector, președinte al Comisiei Centrale Ștefan Lupru, doamnă vicepreședinte Nicoleta Marțian, dragi domni și doamne profesoare din Comisia Centrală, dragi domn, doamne, profesoare, părinți, însoțitori a elevilor, dragi elevi. Momentul pe care îl marcăm astăzi, de fapt, reprezintă încoronarea unui drum care nu a început ieri sau alaltăieri, ci a început de mult. Un rezultat prețios la Olimpiadă, o participare la Olimpiadă Națională, înseamnă excelență pentru un elev, pentru un profesor. E ceas de sărbătoare și pe mine mă copleșesc cumva emoțiile, se adună și oboseala. De aceea o să vă cer permisiunea, așa mi s-a spus, că la sfârșit trebuie să spun câteva cuvinte, să fac o concluzie a ceea ce s-a întâmplat, să trag eu mai întâi o concluzie și apoi să-i las pe ceilalți invitați. O să încerc să fac lucrul acesta, dar o să mă folosesc de un text pe care l-am pregătit, ca nu cumva să spun ce n-ar trebui să spun. Domnule profesor, ajutați-mă să devin mare așa cum sunteți dumneavoastră. Așa mi-a mărturisit într-o zi un tânăr, în urmă cu câțiva ani, care intra pentru prima dată pe porțile colegiului pedagogic. Cuvintele acestui elev îmi răsună și astăzi în minte ca un dangăt de clopot, ori de câte ori pășesc spre sălile de clasă. O vreme am considerat că doar noi, profesorii, îi educăm pe elevi, că doar noi îi ajutăm să devină mari. Experiența didactică, știința de carte, sunt pentru profesori aturi importante, iar ele pot asuma un rol determinant în alegerile de viață ale tânărului elev. Dar întâlnirea cu un profesor eminent, cu părul cărunt, la final de carieră didactică, a reconfigurat în mintea mea vechea perspectivă. Mi-a zis așa: părinte, fiecare elev pe care îl avem în fața noastră este mai bun ca noi, cel puțin într-un domeniu. Cu alte cuvinte, fiecare elev ne oferă nouă adulților o lecție de viață. Când elevii din fața noastră sunt olimpici, lecția predată de ei are conotații de înalt rafinament și deschide perspective neintuite. Întâlnirea cu elevii olimpici, indiferent de disciplina lor de excelență, m-a așezat invariabil în ipostaza învățăcelului, ceea ce s-a întâmplat și în aceste zile. Am învățat de la olimpici că dacă te-ai oprit din învățat și din citit, ai pierdut șansa de a crește și de a fi mai bun. Șansa aparține celor care nu obosesc să învețe. Am învățat de la olimpici că viața e o luptă cu multe bătălii,
că nici bine nu se încheie una, că începe alta. Nu e timp de culcat pe o ureche. Am învățat de la olimpici că fără pasiune te stingi precum o lumânare sub adiera vântului de toamnă, plictiseala și lipsa de energie ucid. Am învățat de la olimpici că niciodată nu le știi pe toate și mereu mai e ceva de învățat, autosuficiența naște monștri. Am învățat de la olimpici să mă ridic atunci când eșuiez, căci eșecul nu-i decât o treaptă spre succes, în viață reușește doar cel care nu se descurajează. Am învățat de la olimpici să nu mă mulțumesc cu lucruri mici, să construiesc cetăți și nu cocioabe, e important să avem vise mari. Am învățat de la olimpici să am modele mari în viață și astfel să le calc pe urme. Suntem media celor mai buni trei prieteni pe care îi avem. Am învățat de la olimpici că ceilalți nu sunt adversari, ci prieteni cu care împart aceleași pasiuni și vise. Suntem tovarăși de drum, nu concurenți. Am învățat de la olimpici că fără iubire știința ucide, iar fără știință iubirea este oarbă. Dumnezeu este iubire, iar El a creat știința. Am învățat de la olimpici să dorui totul, să sacrific totul, fără speranța de răsplată, căci asta înseamnă a iubi. Nu am fi avut nimic, nici măcar știință de carte, dacă nu ne-ar fi oferit-o Dumnezeu. Am învățat de la olimpici să tind spre absolut, să-L visez, să-L caut neîncetat și să-L iubesc, căci El se numește Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în câteva rânduri, v-am spus mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră, elevi, profesori oaspeți, ne-ați învățat în aceste zile cu totul speciale. Și asta pentru că sunteți persoane speciale, iar bucuria și onoarea noastră că ați fost aici împreună cu noi a fost și rămâne una deosebită. Vă mulțumim că ați venit la Iași, vă mulțumim că ne-ați învățat atâtea lecții frumoase de viață și vă dorim să vă întoarceți la casele dumneavoastră purtând în suflet amprenta a ceea ce ați văzut și ați trăit aici. Noi, ca organizatori, vă mulțumim pentru ceea ce sunteți. Felicitări! Pentru că sunteți nerăbdători, nu voi lungi așteptarea, pentru că e grea. Și pentru premiul întâi și al doilea, o invit în față pe doamna inspector școlar general, doamna profesor Luciana Antoci. Hristos a înviat! Înalt preasfinția voastră, Părinte Episcop, distinși membri ai Comisiei Centrale, dragi colegi profesori, dragi elevi, astăzi celebrăm reușita. Spuneam acum câteva zile, în festivitatea de deschidere, că cerul va fi mai aproape de Iași în zilele în care voi veți fi aici și veți face ca Iașul să fie mai frumos. Ei da, cerul a fost mai aproape în toate formele lui de manifestare și cu rodul ploii în zilele de competiție, dar și, iată, cu strălucirea soarelui acum când celebrăm rezultatele extraordinare pe care voi le-ați obținut. E drept, suntem obișnuiți să ne înscriem pe culoare competiționale, să ne comparăm cu alții, să ne comparăm cu noi înșine în diverse etape ale evoluției noastre, pentru că asta înseamnă devenire, asta înseamnă succes, asta înseamnă reușită în spiritul a ceea ce înseamnă formarea noastră școlară de fiecare zi și de fiecare an pe care îl parcurgem în acest proces. Voi sunteți învingători, iar astăzi demonstrați din plin lucrul acesta și sperăm ca amintirea acestei victorii să vă lege de Iași pentru totdeauna și poate să vă și aducă pe un culoar educațional academic mai târziu, aici, în spațiul foarte primitor și foarte cald al Iașului
academic. Vă transmit felicitările noastre, gândurile de bine, de succes, curajul de a avea un zbor înalt mai departe și de a lupta pentru a deveni ceea ce v-ați propus. Cu siguranță aveți idealuri foarte înalte, iar acestea vor fi obținute și atinse doar prin muncă, luptă, dăruire și să nu uitați că voi sunteți destinați să faceți performanță înaltă. Felicitări tuturor și ca să nu mai prelungim așteptarea, trecem la premierea celor care s-au distins prin strălucire maximă. Premiile întâi așadar. Îi invităm alături de noi pe Cristian Mihai Ardei. Premiul întâi, Cristian este de la Școala Gimnazială Nicolae Bolcescu din Bacău. De asemenea, o invităm alături de noi pe Francesca Luisa Pascal, din clasa a 6-a, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, din Huș, județul Vaslui. De asemenea, premiul întâi se acordă elevei Anastasia Erica Ungureanu, din clasa a 7-a, Școala Gimnazială Tuta, județul Bacău. De asemenea, premiul întâi se acordă elevei Maria Rita Login din clasa a 8-a, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huș, Vaslui. Felicitări, Maria! Zbor înalt mai departe. Continuă seria premiilor întâi cu Teodora Elena Iacob din clasa a 9-a, Colegiul Național Emil Bota, Adjud Vrancea. Felicitări, Teodora! Premiul întâi se acordă și lui Flavio Vlăduț Faraoanu, clasa a 10-a, Colegiul Național Roman Vodă, din Roman, județul Neamț. Felicitări, Flavio! Felicitări, spor înalțai! Tot din Adjud, județul Vrancea, de la Colegiul Național Emil Bota, pentru clasa 11-a, premiul întâi se acordă Martei Elena Herciu. Felicitări, Marta! Și nu în ultimul rând, pentru clasa a 12-a, din Bacău, județul Bacău, Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif, Sabinei Bejani se acordă de asemenea premiul întâi. Felicitări, Sabina! Felicitări! Coronat și succes la bacalaureat și la admitere! Mai avem premii întâi, cu alte cuvinte, vestea este bună. Continuăm seria pentru secțiunea teologic, drept pentru care rugămintea este să rămânem în aceeași formulă ca să putem avea o fotografie integrală a echipei de premianți cu premiul întâi. Așadar, pentru secțiunea teologic, premiul întâi se acordă Andrei Veronica Balin, clasa a 9-a, Liceul Tehnologic Fericitul Ieremia, Onești, județul Bacău.
venit și rândul Iașului să urce pe podium de la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu. Maria Gheț primește premiul întâi. Maria este în clasa a 10-a. Felicitări, Maria! Colegiul Pedagogic Vasile Lupu, de data aceasta din clasa a 11-a, Raluca Paula Doboș primește de asemenea premiul întâi. Felicitări, Raluca! Iar din județul Ilfov, din Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, Cristiana Comnea este de asemenea premiată cu premiul absolut, premiul întâi. Felicitări, Cristiana! Acum suntem în formulă completă. Facem o fotografie, da? Continuăm cu premii la fel de valoroase, premiul al doilea, care se acordă pentru profilul religie și începem cu Daria Maria Ban, din clasa a 5-a, Liceul Teologic Greco-Catolic, Sfântul Vasile cel Mare, Blaj, județul Alba. Felicitări, Daria! De asemenea, premiul al doilea se acordă Denisei Lucia Farcaș, din clasa a 6-a, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, din județul Bacău. Felicitări, Denisa! Premiul al doilea se acordă și lui Marcos Peterca, Școala Gimnazială Gherăiești. Din clasa a 7-a este premiantul. Felicitări, Marcos! Celia Clara Boda primește de asemenea premiul al doilea. Celia este în clasa 8-a la Școala Gimnazială Silvania, din Șimleul Silvaniei, Sălaj. Felicitări, Celia! Din Satu Mare vine Antonia Maria Dan, care primește de asemenea premiul al doilea. Antonia este în clasa a 9-a la Colegiul Național Ioan Slavici din Satu Mare. Felicitări, Antonia! O invităm alături de noi și pe Alexia Maria Benchea Cotaru. Alexia primește premiul al doilea și vine de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău, fiind acolo în clasa a 10-a. Felicitări, Alexia! Premiul al doilea se acordă și Soranei Maria Clopoțel. Sorana este în clasa a 9-a la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești, județul Iași. Felicitări, Sorana! O invităm alături de noi și pe Maria Elena Crivăț, care primește premiul al doilea. Maria este elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați. Felicitări, Maria! Continuăm galeria învingătorilor.
cu premiul al doilea acordat pentru profilul teologic. Zena Popcohuț, clasa a noua, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, județul Bihor. Felicitări, Zena! Șerban Mihai Șoldoș, premiul al doilea, clasa a 10-a, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea, județul Bihor. Îl invităm alături de noi și pe Petruț Vasi, premiul al doilea primește și el. Este în clasa 11 la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău. Felicitări, Petruț! Felicitări! Felicitări, dragi elevi! Mulțumim, doamnă inspector general, pentru cuvânt și pentru acest gest frumos de a încurona munca acestor elevi. Înainte de a trece la premiul al treilea și la mențiune, să nu credeți că premiile se opresc aici, pentru că în afară de ceea ce ați văzut, fiecare elev premiant, la ieșirea din această sală, după festivitate, va trece să ia un premiu care constă în bani. Nu e niciun secret, premiul întâi însumat din premiul oferit de Ministerul Educației Naționale, de Primăria Municipiului Iași și de alți sponsori, ajunge la 500 de lei, premiul al doilea 400 de lei, premiul al treilea 300 de lei, mențiunea 200 de lei, iar premiul special 100 de lei. Mulțumim tuturor sponsorilor pe această cale. De asemenea, ați văzut cărțile cu sprijinul editurii Sapientia, o bună parte dintre ele, și de asemenea, din partea librăriei Terezianum, a centrului misionar, premiile pe care le vedeți la sacoșă acolo. Le mulțumim sponsorilor, părintele director al editurii este aici. Mulțumim! Trecem acum la premiul al treilea și la mențiune. O invităm alături de noi pe cea care în aceste zile a fost, spuneam la început, ca o albinuță care a lucrat din plin, din greu, zi și noapte adesea, doamna profesor, președinte executiv, inspector școlar de religie, Denisia Mănoiu. Hristos a înviat. Eu sunt mai mică, sper să ajung să am să fac așa, ca să fie un pic mai avantajos și pentru mine. Cum sunteți? E un murmur în sală. Stimați invitați, excelența voastră, dragi colegi, membrii ai Comisiei Centrale, dragi colegi profesori însoțitori, am bucuria astăzi să vă văd aici, într-o atmosferă de sărbătoare și sper eu de bucurie. Pentru că mesajul pe care mi-l dă învierea este bucurați-vă. Și suntem în săptămână cu lumină, suntem în săptămâni cu lumină și trebuie să ne bucurăm. Și o să ziceți unii dintre voi, da, da, ne bucurăm, da, eu n-am luat premiu, eu n-am, ce știe doamna asta? Cât am fost de supărat, de chinuit, că nu mi-au ieșit toate, că n-am știut poate toate subiectele. Am să vă dau o veste. Bucurați-vă! Sunteți câștigători oricum, să știți. Faptul că ați venit la Iași, faptul că ați participat la această olimpiadă, faptul că ați făcut prietenii noi,
sunt sigură că s-a întâmplat acest lucru. Faptul că ați văzut Iașul pe ploaie e un eveniment, să știți. Faptul că v-ați bucurat de întâlnirea aceea mai puțin protocolară de la castel, v-am văzut eu, că am fost acolo. Faptul că ați râs și poate ați plâns puțin împreună, sunt frânturi de viață pe care nu le veți uita niciodată. Sunt bucurii care o să vă rămână peste ani și să știți că Olimpiada de Religie este o olimpiadă aparte pentru că se adresează nu numai cunoștințelor, ci și sufletului, în primul rând sufletului vostru. Știți că aici vorbim de o relație frumoasă, relația cu Dumnezeu, pe care noi o promovăm intens și e normal, pentru că e Olimpiada de Religie. Ei, voi aici ați fost elita noastră. Creștinismul este o elită, dragilor, să nu uitați niciodată. Noi suntem cei care venim spre Hristos și Hristos vine spre noi atunci când noi îl căutăm. Iar voi sunteți elita. Voi l-ați căutat pe Hristos și l-ați găsit în zilele acestea la Iași. Vă îmbrățișez cu tot sufletul meu și vă doresc mult succes în ceea ce faceți și să nu uitați niciodată nihil sine deo. Și îmi revine și mie umila sarcină să împart câteva bucurii. Nu uitați, toți sunteți premianți, chiar dacă dăm diplome și împărțim bucurii unora aparent, toți sunteți niște premianți, să nu uitați lucrul ăsta. Și să trecem la treabă. O să invităm pe scenă, pentru premiul al treilea, pe Tancău Iulia, din clasa a cincea, de la școala gimnozială Ploscuțeni, din județul Vrancea. Mergem mai departe cu premiul al treilea, de asemenea premiul al treilea, către Bodea, Amadea Maria, clasa a șasea, școala gimnazială Silvania, șimleul Silvanii Sălaj. Premiul al treilea se oferă elevului elevei Olariu Alberta Arina, clasa a șaptea, școala gimnazială Anastasie Panu, Huș Vaslui. Felicitări și mult succes, îți doresc. Premiul al treilea, elevei Baciu Diana, clasa a opta, școala gimnazială Moinești, George Enescu, școala George Enescu din Moinești, județul Bacău. Premiul al treilea pentru Bloj Robert Gabriel, clasa a noua, Colegiul Național Militar Mihai Viteazu, Alba Iulia. Felicitări și mulțumesc! Premiul al treilea pentru eleva Gherghelaș Antonia Hermin, clasa 10-a, Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava. Premiul al treilea se acordă elevei Talas Daria Victoria, clasa 11-a, Colegiul Național Ferdinand I, Bacău. Premiul al treilea, elevei Ciobanu Alma Mariana, clasa 12-a, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, localitatea Săbăuan, județul Neamț. Mergem mai departe cu zona teologicului și avem aici pe Lețu Ștefan Cristian,
premiul al treilea din clasa a noua de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău. Mai departe se oferă premiul al treilea lui Bejan Robert Edwards din clasa a 10-a de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău. Premiul al treilea pentru elevul Ferraru Denis, clasa 11-a Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi din Roma, în județul Neamț. De asemenea, premiul al treilea pentru Marius Bereș, clasa 12-a, Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif din Bacău, județul Bacău. Continuăm cu mențiuni și prima mențiune îi se acordă Monicăi Mihăică de la clasa 5-a, de la Școala Profesională Alt Juden, județul Neamț. Mențiune de asemenea se acordă elevei Andrei Maria Sidonia din clasa a 6-a, Școala Gimnazială Gheră Iești, județul Neamț. De asemenea, mențiune pentru eleva Pop Maria Daciana din clasa a 6 de la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif București, județul Ilfov. Felicitări! De asemenea, mențiune pentru Iedenac Eliza Maria de la clasa a 7-a, Școala Gimnazială Herig Sinkeviț, localitatea Solonețul Nou, județul Suceava. Mențiune pentru Bugatef Iasmina, clasa a 7-a, Școala Gimnazială Vișeu de Sus, localitatea Vișeu de Sus, Maramureș. Vișeu de Sus vine de sus. Te așteptăm. Mențiune pentru eleva Simina Petrișor, clasa a 8-a, Școala Gimnazială Tămășeni, județul Neamț. De asemenea, mențiune pentru Alessia Andro, clasa a 9-a, de la Liceul Tehnologic Romano-Catolic Sfântul Francis de Assisi, Roman, județul Neamț. Mențiune și pentru Daria Chelaru Celina, clasa 9-a, Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif București, județul Ilfov. Mențiune pentru Mureșan Răzvan Constantin, clasa 10-a, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, Maramureș. Mențiune și pentru Holhoș Sara Maria, de la clasa 10-a, Colegiul Național Mihai Viteazu, Alba Iulia. O altă mențiune este pentru Ambruș Emese Maria,
pui un pic mai departe. Este de la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif din București, Ilfo. Mențiune și pentru Sabău, Ligia Hana, clasa 11-a Colegiul Național Bănățean, Timișoara, județul Timiș. Și ultima mențiune de la secțiunea religie, nu, părinte? Așa, este vorba de Balint Brigita, cred că este Maria, clasa 11-a, Liceul Teoretic Lască Rosetti Răgu-Ducăneni, Iași. Teologicul, avem loc să fim toți, nu? Da. De asemenea, trecem la secțiunea teologic. Mențiune pentru Fechită Maria Denisa, clasa 9, Colegiul Pedagogic Vasile Lupu, Iași. Mențiune pentru Moraru Eric Peter, clasa 10, Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif, București, județul Ilfov. Mențiune pentru eleva Santu Butucaru Selina Carina, clasa 11-a, Liceul Teologic Sfântul Ieremia, Onești, județul Bacău. Și ultima, dar nu cea din urmă, mențiune pentru Fechită Gabriel, clasa 12-a, Colegiul Pedagogic Vasile Lupu, Iași. Urmează câteva, mai întâi câteva premii speciale, apoi nu am vrea să treacă neobservați profesorii care v-au însoțit în aceste zile pe drumurile spre Iași, au dat din timpul lor, din concediul lor, din vacanța lor și sunt cu voi aici. Și de asemenea, nu uităm nici de Comisia Centrală și cine altcineva poate să ducă toate acestea trei împreună, dacă nu președintele Comisiei Centrale, părintele conferențiar universitar, dr. Ștefan Lupu. Doresc să-i felicităm și pe ceilalți olimpici care n-au urcat pe scenă, dar care au fost prezenți în sală. N-avem ce face, premiile sunt limitate, nu putem să le dăm tuturor. Dar vedem în acest fel și o anumită distinție care se poate face, fără a face neapărat o deosebire sau discriminare între toți cei care participă la un astfel de concurs. Important este să participi la un astfel de concurs. De aceea meritați toți care ați venit aici la Iași felicitările și aprecierile noastre. Sigur că nu ați fi putut fi aici la Iași dacă nu ați fi avut, să spunem așa, un fel de I-am mai folosit odată această imagine a unei schele. Atunci când construiești un turn, ca să poți să ridici turnul cât mai sus, ai nevoie de o schelă. Când turnul ajunge la capăt și s-a încheiat, ai pus și crucea deasupra, dai schela deoparte și turnul rămâne în picioare. E bine, această schelă sunt profesorii care v-au însoțit de-a lungul anilor în formarea voastră la materia numită religie și care v-au însoțit și la aceste momente de concurs. Fie că a fost vorba faza județeană sau acum faza pe țară.
De aceea le mulțumim și domnilor profesori care cu atâta generozitate au jertfit din viața lor, din timpul lor, iar și aici folosesc o imagine frumoasă ca o lumânare, toți suntem în timpul pascal, așa cum o lumânare se consumă, luminează, dă căldură, tot la fel sunt și dascălii, profesorii, care se dăruiesc pentru binele elevilor. Și sigur că pentru voi acesta trebuie să fie și un gest de recunoștință. Când vă întoarceți acasă, arătați diploma și spuneți, iată ce am ajuns prin meritul dumneavoastră. Jumătate din diplomă, dacă nu trei sferturi, puteți să o oferiți și profesorilor, pentru că și ei au meritul lor. De asemenea, aș dori să spun un cuvânt și în calitate de gazdă, pentru că sunteți aici la Institutul Teologic și vremelnic sunt și rector aici la Institut. Noi ne-am străduit să vă oferim condițiile optime pentru desfășurarea acestui concurs. Sper că v-ați simțit bine, că ați avut condiții bune. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Ați văzut, casa noastră este deschisă. Rest avem și acest corp în care putem să primim grupurile care vor să vină și să ne însoțească sau să fie prezente aici în viața noastră de seminar sau să viziteze Iașul sau pentru orice alte activități care pot fi organizate în cadrul seminarului nostru. Vă mulțumim că ne-ați vizitat și să duceți mai departe această veste bună, că există un seminar la Iași, există seminariști foarte generoși care se oferă să slujească și care doresc să fie mai târziu preoți în comunitățile în care Dumnezeu va binevoi să-i trimită. Cam atât cu aceste cuvinte de introducere. S-a terminat de-abia o masă de premii, urmează masa a doua. Deci ar veni pentru ceilalți care au participat la această olimpiadă și ar fi vorba despre premii speciale. Să vedem, nici eu nu știu care sunt aceste premii speciale, dar le vom descoperi împreună. Le citesc. Deci premiul Fericitul Anton Durcovici, episcop martir, se acordă elevei Dosoniu Cornelia Teodora din clasa 11-a școală, Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, județul București, coordonator profesor Ana Valeria, ca apreciere pentru creativitatea și sensibilitatea literar-religioasă ilustrată în teza susținută în cadrul Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Romano-Catolic și Cultul Greco-Catolic, clasele 5-12 și Licee Colegii Teologice, clasele 9-12. Felicitări! Același text, schimbăm numele, elevului Duicu Alexandru, clasa 11 a Colegiului Romano-Catolic Sfântul Iosif, județul București, coordonator profesor Părintele Riba Ioan. Elevului Mate Carol Robert, clasa 9 a Colegiului Național Gheorghe Vrânceanu Bacău, coordonator profesor Budău Angela. Elevei Câpâlnean Camelia, clasa 8-a, clasa 7-a, școala gimnazială Toma Cocișiu Blaj, județul Alba, coordonator, profesor Suciu Andreea. Elevei Roman Maria Grația, clasa a 7-a, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea, județul Bihor, coordonator, profesor Duma Ovidiu. Elevei Ciobanu Flavia Gabriela, clasa 7-a, școala gimnazială Oțelen, județul Iași, coordonator profesor Diac Adrian.
Elevei Zavedia Eva Elena, clasa 7-a, Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif, București, coordonator profesor Bulai Maricel Gheorghiță. Elevei Spiridon Rareș, nu, Herevului, Spiridon Rareș Cosmin, clasa 5-a, Colegiul Național Cuza Vodăhuș, județul Vaslui, coordonator profesor Adam Andrei. Elevului Bișoc Justin, clasa 5-a, Colegiul Național Iași, județul Iași, coordonator profesor Kadar Daniela. Elevului Ferenc Eduard Laurențiu, clasa 5-a, Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif, București, coordonator profesor preot Bucur Eduard Nicolae. Felicitări! Facem o poză și cu ei. Urmează diplomele acordate însoțitorilor profesori. Diplomă de participare se acordă domnului profesor Alexandru Justin Emanuel, de la Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu București, la etapa națională a Olimpiadei de Religie, Cultul Romano-Catolic și Cultul Greco-Catolic, în calitate de însoțitor pentru elevii participanți. Domnului profesor Arieșan Ilie, de la Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Doamnei profesor Bereș Mihaela, de la Școala Gimnazială Ploscuțeni, județul Vrancea. Domnului profesor Bulai Maricel Gheorghiță, de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif, București. Domnului profesor Ceaba Andrei Marian, de la Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare, județul Maramureș. Doamnei profesor Ciobanu Mihaela, de la Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman, județul Neamț. Doamnei profesor Cornea Mariana, de la Școala Gimnazială Anastasie Panu, Huș, județul Vaslui. Doamnei profesor Dumea Maria, de la Școala Gimnazială Butea, județul Iași. Doamnei profesor Gavrilaș Rodica, de la Școala Gimnazială Dr. Vasile Lucaciu, Satu Mare, județul Satu Mare. Doamnei profesor Gherghenaș Simona Gabriela, din Suceava, județul Suceava. Domnului profesor Goșman Albert,
de la Liceul Teologic Fericitul Ieremia Onești, județul Bacău. Domnului profesor German Alexandru Paul, de la Liceul Teologic Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare Blaj, județul Alba. Domnului profesor Hrișcă Ilie, de la Colegiul Școala Națională de Gaz Media, județul Sibiu. Domnului profesor Iancu Raimond Tiberiu, de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif Bacău, județul Bacău. Doamnei profesor Ihnatiuc Ana Maria Aurelia, Colegiul Național Bănățean Timișoara, județul Timiș. Domnului profesor Matei Marius Vasile, de la Colegiul Național Silvania Zalău, județul Sălaj. Domnului profesor Savo Vasile, de la Liceul Greco-Catolic Micu Cluj-Napoca, județul Cluj. Domnului profesor Varna Nicolae Cristian, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea, județul Bihor. Da. Și domnul profesor Dumea Cristian, de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ioan Cuza din Galați, județul Galați, reprezentat de altcineva. Aceștia sunt însoțitorii care au fost alături de olimpicii noștri la Iași. Acum premiile pentru Comisia Centrală, pentru ca să poată să se desfășoare în cele mai bune condiții, a fost nevoie de o bună comisie organizatorică. Meritele le împărțim. Întâmplarea a făcut să fiu președinte, dar munca a dus-o ceilalți. De aceea dorim să-i felicităm pe toți membrii comisiei care au trudit în aceste zile, sigur, și premergătoare, pregătind Olimpiada, dar mai ales în aceste zile s-au implicat foarte mult în organizarea Olimpiadei. Deci le mulțumim și felicităm pe toți. Diploma de excelență se acordă doamnei Mănoiu Denisia Elena, de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de religie, cultul romano-catolic și cultul greco-catolic, clasele 5-12 și licee colegii teologice, clasele 9-12, în calitate de președinte executiv al Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare. Să și eu dau deoparte. Marțian Nicoleta, de la DPPD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, județul Cluj, pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de religie,
în calitate de vicepreședinte al Comisiei Centrale. Domnului profesor Tamaș Petru Sebastian de la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu Iași, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare. Doamnei profesor Apostu Violeta de la Liceul Teologic Fericitul Eremia Onești, județul Bacău, în calitate de secretar științific al Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare. Doamnei profesor Cojan Loredana de la Colegiul Național Vasile Alexandri Bacău, județul Bacău, în calitate de secretar al Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare. Domnului profesor Doboș Sergiu, de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, în calitate de secretar al Comisiei Centrale. Domnului profesor Tintelecan Petrică Daniel, în calitate de la Liceul Greco-Catolic Inocențiu Micu, Cluj-Napoca, județul Cluj, în calitate de membru al Comisiei Centrale. Doamnei profesor Sofronie Mariana, de la Liceul Teologic Franciscan, Sfântul Francis de Assisi, Roma, județul Neamț, în calitate de membru al Comisiei. Doamnei profesor Miron Rodica Elena, de la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif București, în calitate de membru al Comisiei. Doamnei profesor Burman Gabriela Elisabeta, de la Liceul Teoretic N. Lenau Timișoara, județul Timiș, în calitate de membru al Comisiei Centrale. Doamnei profesor Suciu Andreea Marin, Maria, de la Colegiul Național Inocentie Micu Klein Blaj, județul Alba, în calitate de membru al Comisiei. Domnului profesor Balan Ioan, de la Colegiul Național Catolic Sfântul Iosif Bacău, județul Bacău, în calitate de membru. Doamnei profesor Socaciu Marilena, de la Școala Gimnazială Târgu Trotu, județul Bacău, în calitate de membru. Doamnei profesor Păslaru Mihaela, de la Colegiul Tehnic Petru Poni Roma, județul Neamț, în calitate de membru. Doamnei profesor Andrici Maria, de la Școala Gimnazială Tămășeni, județul Neamț, în calitate de membru. Doamnei profesor Gherca Cristina, de la Școala Gimnazială Răchitei, județul Iași, în calitate de membru. Doamnei profesor Cojan Teodora, de la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău, județul Bacău, în calitate de membru. Doamnei profesor Dumea Danisia, de la Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacău, județul Bacău, în calitate de membru. Doamnei profesor Fedoca Maria, de la Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu București, în calitate de membru.
doamnei profesor Cobzaru Cristina de la Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, București, în calitate de membru. Doamnei profesor Man Ana de la Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, București, în calitate de membru. Doamnei profesor Avram Rodica, de la Liceul Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare, Blaj, județul Alba, în calitate de membru. Doamnei profesor Bot Alina, de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, Oradea, județul Bihor, în calitate de membru. Domnului profesor Roman Adrian Cosmin, de la Colegiul Național Ioan Slavi, Satu Mare, județul Satu Mare, în calitate de membru. Doamnei profesor Pop Mihaela Angela, de la Școala Gimnazială Florea Mureșan, Suciu de Sus, județul Marea Mureș, în calitate de membru. Domnului profesor Ureche Ionel, de la Liceul Greco-Catolic Inocențiu Micu, Cluj-Napoca, județul Cluj, în calitate de membru. Doamnei profesor Man Ioana, de la Liceul Tehnologic Marmația, Sighetul Marmației, județul Maramureș, în calitate de membru. Domnului profesor Demian Adrian George, de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea, județul Bihor, în calitate de membru. Da. Și acum facem o fotografie cu membrii Comisiei Centrale. Să fie oare gata? Nu-i gata. Mai există un premiu special, dar nu știu nici acum cine-i câștigătorul. Ghicitoare, cine a participat până acum la 8 etape ale Olimpiadei Naționale de Religie? Avem pe cineva? Nu însoțitorii. Da. Nimeni? Coborăm 7 etape. De 7 ori la Olimpiada Națională. Încă nu. Mai coborăm. 6 participări la etapa națională. Mai coborăm. 5 participări la etapa națională. Încă nu. 4 participări la etapa națională. A trecut timpul. Deci 4, încă nu. 3 participări la etapa națională. Avem 3 persoane câștigătoare? Le rog să vină în față, să spună de unde vin, cine sunt. Sunt câștigătoarele unui premiu special. Pe care îl vor primi după, pentru că nu știam cine sunt. Haideți, să ne vedem. Poftiți, vă rugăm. Cum te numești și de unde vii? Mă numesc Cristina Borz, sunt de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea. Felicitări! Mă numesc Ștefan Catrian Ștefan și fac parte din Colegiul Național cu Zavod de Huși. Mă numesc Crivăț Maria Elena și fac parte din Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Galați. Și eu mă numesc Comunea Cristiana, am 3 participări și sunt din București.
Veți primi un premiu după această manifestare, așa că rămânem aproape. Felicitări, să ajungeți la 8 dacă mai puteți, dacă nu, măcar la 6. Felicitări! Preasfințite, eu zic să nu vă așezați, pentru că urmați. Vă invit să ne adresați un cuvânt, după care să ne oferiți câteva distincții speciale. Hristos a înviat! Vreau să spun că sunt cel mai privilegiat dintre dumneavoastră datorită vârstei. Că am deja un număr de ani prin care eu am putut să văd cum crește, și se dezvoltă această bucurie a întâlnirii cu sacru. Prin școli, începând din 90 și până astăzi. Sunt aici în numele Preasfințitului nostru episcop Iosif. Și sigur că îl reprezint și pe Preasfințitul auxiliar Aurel. Dar sunt aici să reprezint pe toți preoții noștri, pe toți cei care lucrează în acest sector binecuvântat al vieții și pe toți profesorii și profesoarele, formatorii și formatoarele din cadrul diecezei noastre. Vă fac numele meu cu această lungă trăire în mijlocul poporului nostru din Moldova și în numele Preasfințitului nostru, Iosif, sigur, care m-a mandatat să fiu prezent astăzi aici la această minunată întâlnire. Stimată doamnă inspectoare, stimați profesori și profesoare, dragă părinte rector al Institutului, părinte Tamaș, profesor organizator, mă felicit din toată inima, personal și în numele episcopului. Dar dați-mi voie să merg mai departe. Să-i felicit pe toți cei care astăzi sunt aici și pe cei care au dorit să ajungă și n-au ajuns. Și, desigur, să-i felicit pe toți cei care au răspuns la ceea ce episcopul nostru, Anton Turcovici, ne spunea din închisoare, dus acolo, ca el să fie eliminat din mijlocul poporului și spunea din închisoare, suferind, va veni o zi când și poporul nostru acesta încercat se va bucura. Va putea să respire în libertate. Și pentru asta a murit el și atâți alți eroi ai noștri, ierarhi, unii dintre ei deja declarați fericiți, dar și atâția preoți care s-au jertfit și persoane care au oferit jertfele lor pentru ca astăzi să fie mai bine. Și din 90 până astăzi, lucrurile au crescut. Aceste inițiative s-au dezvoltat. Bucuria credinței a revenit în mijlocul oamenilor, grija pentru școli a crescut, formatorii și-au găsit locul ca să ne ajute pe ceilalți pentru viitor. Mai vorbesc învățători și profesori, toți la un loc care să facă să fie cu adevărat mai frumos, mai bine. Iată astăzi o mostră de un acest mai frumos și mai bine această olimpiadă. Vă felicităm pe toți cei care cu adevărat ați contribuit. Dar nu uitați, dragi copii, tineri, elevi,
Nu uitați, dragi însoțitori și părinți, că această bucurie a dumneavoastră nu trebuie să o păstrați numai pentru dumneavoastră, oferiți-o și celorlalți. Cel care crede trebuie să fie pașnic, să iubească armonia, să nu procedeze la nicio formă violentă de război. Cel care este creștin cu adevărat știe să facă ca Dumnezeu, prin persoana proprie, să fie prezent. Mă uit la fiecare dintre dumneavoastră și văd chipul lui Dumnezeu în chipul dumneavoastră. Homo vivens, gloria Dei. În fiecare om se prezintă gloria lui Dumnezeu pe pământ. Iar în fiecare creștin, mai mult această glorie încoronată. Așadar, mă iertați că m-am lungit, am făcut-o în numele meu, dar și în numele Preasfințitului Iosif și a Preasfințitului Petru, dar și al întregii noastre conduceri și mulțumiri. Avem aici, se acordă distincția pro-educaționă doamnei profesor Luciana Antonci, inspector școlar județean, pentru susținerea excelenței în educație prin împlinirea în organizarea Olimpiadei Naționale de Religie Catolică. Cu vii mulțumim! Acordă distinția pro-educaționă doamnei profesoare dr. Denisia Elena Mănoiu, inspector școlar pentru religie, pentru susținerea excelenței în educație, pentru implicarea în organizarea Olimpiadei Naționale de Religie Catolică. Vă mulțumim! Se acordă distinția pro-educaționă doamnei conferențiar universitar dr. Nicoleta Marțian, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru susținerea excelenței în educație prin implicare în organizarea Olimpiadei Naționale de Religie Catolică. Cu mulțumesc! Se acordă distinția pro-educaționă părintelui profesor universitar dr. Ștefan Lupu, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pentru susținerea excelenței în educație prin implicarea în organizarea Olimpiadei Naționale de Religie Catolică. Cu multe mulțumiri! Și desigur acordăm aceleași distinții părintelui profesor Tamaș, Tamicu îi spunem noi, pentru tot ceea ce a făcut și are în gând să facă mai departe pentru formarea copiilor, a tinerilor și a oamenilor care știu să-L iubească pe Dumnezeu și să-L iubească pe alții. Cu vii mulțumiri! Pe care îl primesc toți, dar acum mai dăm părintelui Tamicu
din partea episcopului nostru și a noastră, a celorlalți episcopi, iar fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați fost premiați sau onorați, dar și ceilalți, toți când ieșiți, luați aceste două iconițe cu dumneavoastră, cu respect din partea episcopului nostru și cu rugăciune din partea noastră, spunându-vă tuturor mulțumiri și Hristos a înviat! Înainte de a închide oficial această oficiale mâine, dar această festivitate de premiere, permiteți-mi ca la persoana întâi de data aceasta să adresez câteva mulțumiri, fără de care tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile n-ar fi fost posibil. Pentru că mulți dintre cei care au fost trup și suflet pentru organizarea Olimpiadei astăzi din motive obiective nu sunt aici, nu-i voi mai chema în față, îi voi aminti doar. Dacă sunt în sală, îi aplaudăm. O să încep, știți, era o vorbă, maieul este mai aproape decât cămașa. Așa că voi începe cu cei mai apropiați care au fost aici, și anume voi începe cu părintele Claudiu Robu, colegul de cruce de la școală, fundație, și mulțumesc pentru tot sprijinul oferit în aceste zile. Continui cu părintele Ionuț Imbrișcă, care a fost aici, și tată și mamă, o gazdă bună și atentă. Mulțumim, părintele! Părintele Andrei Gherghel nu este aici, dar s-a ocupat atât de festivitatea de deschidere, cât și de liturghia de ieri de la catedrală, așa că îi mulțumim. Părintelui Felix Roca, cina de joi seara este de neuitat, și alte câteva intervenții frumoase, îi mulțumim. Nu este aici, dar îi mulțumim. Părintelui Robert Rătan, care a pregătit cântările la Palatul Culturii, îi mulțumesc. Părintelui Alexandru Roca, administratorul de aici, de la seminar, care a avut grijă de toate, nu cred că a urcat, încă mai pregătește prânzul și ceva pentru drum, așa că o să audă când noi batem din palme. Mulțumesc! Părintelui Florin Sescu, de la Centru Misionar, pentru premiile oferite cu generozitate și ați văzut acolo în sacoșele. Îi mulțumesc! Trec la doamne profesoare, doamna profesoară Fulvina Blânda, ca o albinuță în toate direcțiile. Doamna profesoară Lidia Petrescu, ați primit acolo, în mape, un rozariu al păcii. Este făcut de mâinile ei împreună cu niște copii de la un orfelinat. Felicitări, doamna! Doamna profesoară Daniela Cadar, doamna profesoară Mirela Blânda, doamna profesoară Gabriela Păuleț, doamna profesoară Daniela Rediu. Cam asta, am trecut la profesor. Poate am uitat pe cineva, dar o să mă iert. Personal, aș vrea să-i mulțumesc doamnei director Lăcrămioara Iordăchescu, pentru că în aceste zile m-a scutit de a mers la școală, așa că îi mulțumesc. Și mulțumesc și pentru prezență. Și de asemenea, nu pot uita graficianul și fotograful, doamna Andreea Dima, era pe aici.
Dacă am uitat pe cineva, îl va răsplăti Dumnezeu în sutiș și în mit. Așa. Face cu toții o fotografie în fața seminarului, chiar dacă unii s-ar grăbi să ia banii, băieții de acolo sunt convins că nu-i dau până nu ne întoarcem de la fotografie. Deci coborâm cu toții în fața seminarului la o fotografie de grup și înainte de a ieși de aici, Preasfințitul îmi spune, cântăm un Hristos a înviat de bucurie din nou. Eu nu sunt un mare cântăreț, așa că o să rog un... Și ce?